Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre dezincriminarea parțială a abuzului în serviciu prin stabilirea unui prag al prejudiciului de 250.000 de lei, sub care abuzul în serviciu nu mai este infracțiune. La telefon este jurnalistul specializat pe probleme juridice, Liviu Avram, de la Adevărul. Bună dimineața, Liviu! Bună dimineața! Dacă nu mai e infracțiune sub acest prag de 50.000 de euro, ce devine? Ce este? Păi nu este nimic. Ca și cum fapta n-ar exista. Fur 50.000 de euro, 49.000 de euro și scap fără niciun fel de problemă, pentru că nimeni nu poate să înceapă o urmărire penală câtă vreme fapta nu este dezincriminată. E atât de simplu. Contravenție, adică muncă în folosul comunității, păi, amendă. Nu spune nimeni că e contravenție. Unde scrie că e contravenție? Uh-huh. Prevederea din codul penal spune că nu e incriminată fapta. Dar nu spune că nu e infracțiune, dar este contravenție. Nu e nimic. E legal și corect. Uh-huh. Asta înseamnă. Formule? Că trăim ziua cârtiței, pentru că aceleași discuții le-am avut și în urmă cu 6 ani, în care am tot trepitat și am explicat ce este cu această dezincriminare absolut stupidă și fără logică, și acum trebuie să reluăm discuția din nou. O întrebare, Liviu. Vreau să citez din paragraful în sine, votat în Senat. Citez. Fapta funcționarului public. Este 99% identic cu cel din ordonanța 13 din 2017, de aceea nu o să-l citesc decât pe ăsta. Fapta funcționarului public care, cu știință, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act prevăzut de o lege, ordonanța guvernului, ordonanță de urgență a guvernului sau de un alt act normativ, care la data adoptării avea putere de lege, ori îl îndeplinește cu încălcarea unei dispoziții cuprinse într-un astfel de act normativ, cauzând astfel o pagubă mai mare sau egală cu 250.000 de lei, ori o vătămare gravă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică. Aceste formulări cu știință și, da, mai alte probleme. Deci, și vătămare gravă a drepturilor. Sunt, exact. Ce înseamnă asta? Sunt trei probleme pe care le ridic această modificare. Una este pragul, care evident a șocat pe toată lumea că e o cifră și o vezi foarte ușor. Nu e mare sofisticărenie juridică, dar le avem și pe cele pe care tocmai le-ai semnalat tu. Cu știință și încălcare vătămare gravă. Cu știință, cum adică? Păi, infracțiunea de abuz în serviciu se face numai cu știință, că admiterea fiind neglijență în serviciu. Da, dar trebuie să demonstrezi asta în instanță. Ei au pus un prag tot de 250.000 de lei și la neglijența în serviciu. Mm-hmm. Adică exact ce a făcut Florin Iordache. Iar partea cealaltă cu o încălcare gravă a unor drepturi. Păi cine stabilește dacă e grav sau nu? Cine altcineva decât cel vătămat, pentru că pentru un om simplu de la țară, poate faptul că nu-i dă o autorizație să-și construiască un coteț în curte, pentru el reprezintă o încălcare gravă. Pentru noi ceilalți, poate nu e așa de gravă. Și atunci, cine stabilește ce e grav și ce nu e grav? E o apreciere mult prea subiectivă ca să aibă loc într-o prevedere din codul penal. Deci tot acest ansamblu de reglementări sunt făcute cu scopul de a ușura viața funcționărimii în detrimentul cetățeanului. Liviu Avram, e adevărat că CCR a cerut stabilirea unui prag valoric, dar n-a spus că să fie acesta. Decizia asta, în primul rând, două întrebări aici. Decizia CCR este obligatorie sau doar e o recomandare? Și cum ar putea fi stabilit totuși un prag acceptabil pentru definirea abuzului în serviciu ca infracțiune, dacă e obligatorie decizia? În primul rând, decizia CCR se bazează pe un raport al Comisiei de la Veneția, citat copios în acea decizie, dar de fapt pe interpretarea eronată a acelui raport. În 2017 am întrebat Comisia de la Veneția asupra acestui aspect și mi-au spus foarte clar că în raportul nostru nu e vorba de un prag de prejudiciu, de un prag financiar, ci se referă la cu totul altceva care ține de natura faptei, nu de valoarea prejudiciului. Curtea Constituțională